Almeida Garrett, Călătorie prin țara mea, capitolul 2. Se declară că această călătorie e tipică, simbolică și mitică. Autorul modest se autoelogiază. Despre mersul civilizației și despre cum este ea condusă de cavalerul Don Quixote din Mancha și de scutierul său, Sancho Panza, sosirea la Villa Nova da Rainha, chinul lui Tantal, virtutea se răsplătește pe sine însăși și sofismul lui Jeremy Bentham, Azambuja. Interesanta mea călătorie va ieși o capodoperă, erudită, scânteietoare de idei noi, ceva demn de secolul nostru. Trebuie să o spun de pe acum cititorului, ca să fie prevenit. Să nu-și închipuie cumva că e vorba de vreuna dintre smângălelile acelea la modă, care sub titlul Impresii de călătorie sau altul asemănător ocupă tiparnițele Europei fără niciun folos pentru știință și propășirea speciei. Mai întâi și întâi, opera mea e un simbol, e un mit, cuvânt grecesc de modă germanică ce se aplică azi tuturor lucrurilor și prin care se explică orice care nu se știe explica. E un mit fiindcă, e bine, am să sfâșii vălul ca să descoper binevoitorului cititor ideea profundă ce se află ascunsă sub aparența ușuratică a unei mici călătorii ce pare făcută în glumă și la urmă se dovedește a fi un lucru serios, grav, gândit ca un catalog nou al târgului din Lipska, ca acele broșurele de pe bulevardele Parisului. Cu ani în urmă a trăit pe aici un filosof profund și pătrunzător de dincolo de Rin, care a scris o operă despre mersul civilizației, al intelectului, ceea ce vom numi noi, ca să ne înțelegem cu toții mai bine, progresul. A descoperit el că pe lume există două tendințe, una care umblă fără să dea atenție laturii materiale și pământene a vieții, cu ochii ațintiți la marile și abstractele teorii, țeapănă, seacă, dură, neînduplecată, și care poate foarte bine să fie întruchipată, simbolizată de vestitul mit al cavalerului din Mancha, Don Quixote, și alta care, fără a face caz de aceste teorii sau a pune vreun preț pe ele, fiindcă nu inspiră încredere, iar imposibilele lor aplicări i se par toate doar utopii, poate perfect de bine să fie reprezentată de silueta rotofeie și dolofană a vechiului nostru amic, Sancho Panza. Dar, ca și în povestea malețiosului Cervantes, cele două tendințe atât de opuse, atât de inegale, umblă totuși mereu împreună, când una mai în urmă, când cealaltă mai înainte, împiedicându-se adeseori una pe alta, ajutându-se rareori, dar avansând neîncetat. Iată așadar cum e posibil progresul uman. Și iată cronica trecutului, istoria prezentului, programul viitorului. Astăzi lumea e o vastă ciubucărie, peste care domnește regele Sancho, mai târziu va veni vremea lui Don Quixote. Iar a bunului simț peste un mileniu, împărăția fiilor Domnului, ne-au făgăduit-o divinele făgăduieli, așa precum regele Prusiei a făgăduit o constituție și nu și-a călcat încă făgăduiala, întrucât contractul nu prevede niciun soroc, e drept, a făgăduit, dar n-a spus pentru când, și iată că în călătoria noastră pe Tage, în sus, este simbolizat progresul social. Sper că cititorul înțelege acum. Voi avea grijă să eu mai amintesc din când în când, fiindcă tare mă tem să nu uite. Am ajuns la tristul debarcader de la Villa Nova da Rainha, cel mai urât petec de pământ aluvial pe care am pus vreodată piciorul. Soarele arde cum n-a mai ars anul acesta. Un țarc imens de căruțe, catâri, măgari și catârgii ne așteaptă în acest deșert african. Trebuie musai să te hotărăști pentru una din cele două torturi, căruța ori catârul, din două rele fie cel de pe urmă. Și mai încolo, oh, china lui Tantal,
văd doi catâri castilieni, zdraveni și grași, înhămați la un vehicol care pe meleagurile acestea și alături de celelalte echipaje pare mai ceva decât un landou din Hyde Park, mai elegant decât o caleașcă din Longchamps, mai comod și cu arcuri mai bune decât cea mai aeriană brișcă a prințesei Elena. Și totuși, oh, magică forță a împrejurărilor, ea nu este decât o birjă cu perdeluțe, obișnuită și bine îndesată cu pasageri. Voi, mani înfășurați în toga vechilor judecători, venerabile peruci inelate și castanii, ce ați spune voi, oh, preacinstite umbre, dacă din limbul unde așteptați reînvierea lui Pegas și din cartea a cincea v-ați vedea urmașul degenerat și bastard cu pantaloni largi, frac verde, pălărie albă, cravată pestriță, biciușcă de cauciuc în mână, pregătindu-se să încalece pe un micuț catâr de închiriat, asemeni oricărei pușlamale de student în anul 2 și aruncând priviri pline de invidie asupra acestui firesc potrivit și înaripat vehicul de judecători. Oh, ce ați spune voi? Cu ce îndreptățit dispreț nu v-ați uita voi la atâta degradare și decădere? Îmi împărtășeam mie însumi aceste grave meditații în timp ce sufletul mi-era șovăielnic răscolit de următoarea îndoială apăsătoare. Dacă faptul de a împărți dreptate popoarelor merita osteneala mersului pe jos pentru un judecător, tocmai se lupta în străfundurile sufletului meu, Sancho Panza al trupului cu Don Quixote al sufletului, când providența, care nici în cele mai mari neajunsuri și ispite nu ne părăsește, mi-a hărăzit invitația mărinimoasă a unui amic și tovarăș de pe vas, domnul L.S. Pasămite, a lui era mult pismuita caleașcă și în ea mi-a oferit loc până la Azambuja. Virtutea își găsește răsplata în ea însăși, a spus un filozof din vechime, iar eu nu cred în faimoasa afirmație a lui Bentham, cum că înțelepciunea antică ar fi un sofism. Tot ce e mai modern este ce e mai vechi, nu încape îndoială. Iar dacă anticul mai dăinuie încă, asta se întâmplă pentru că a găsit în experiență confirmarea de care modernul nu dispune. Jeremy Bentham făcea și el sofisme, ca tot omul. Parcurgem agale țărmul anevoios ce se înalță doar cu vreo câteva palme deasupra nivelului scund și sărat al solului, iarna nu poți trece pe aici în siguranță, ba nici chiar acum nu poți trece fără îngrijorări și spaimă. Ne aflăm în Vila Nova la intrarea în dezgustătorul caravanserai, unic loc de adăpost al călătorului pe această, azi cea mai frecventată șosea a regatului. Mi se pare mai pustiu și mai murdar, mai lăsat în părăsire și de izbeliște acest locșor prăpădit acum, de când s-a instalat chiar alături hala vapoarelor, adevărată întruchiparea unei vieți comode, sufletul regiunii Ribatejo. Cred că un sat din Alarves, la poalele Atlasului, trebuie să fie mai curat și mai confortabil. Oh, Sancho, Sancho, nici măcar tu nu vei domni peste noi, doborât a fost tronul viermănos al predecesorului, potrivnicului și uneori stăpânului tău, ți-a obiciuit spinarea ca să o deslegi de farmece pe frumoasa del Toboso, te-au proclamat apoi rege în ciubucăria, dar în această lusitană provincia ta, nici măcar domnia părintească a simplistului tău nenaripat nu s-a putut sălășlui spre binele și izbăvirea trupului, de vreme ce sufletul, oh, sufletul. Dar să trecem la altceva. Să părăsim cât mai repede drumul acesta, e monoton, arid și lipsit de umbra copacilor. Doar aici colo, câte un măslin pipernicit, la lungi și inegale distanțe, își arată trupul rahitic și brațele întortocheate, împodobite cu rămurele betege, pe care verdele albicios, natural, al frunzelor, pare mai albicios și mai spălăcit ca de obicei. Pământul, în schimb, cu rare excepții, este cât se poate de bun
și cu doar puțină trudă și cheltuieli neînsemnate s-ar putea construi aici o șosea la fel de mândră ca cele mai mândre din Europa. Spunea un prieten de-al meu, secretar de stat, că pentru a se repartiza în mod egal refacerea străzilor în întreaga Lisabonă, ar trebui obligați toți mai mari să-și schimbe strada și cartierul la fiecare 3 luni, când se va elabora legea responsabilității publice la calendele grecești, voi propune ca fiecare dintre aceștia să facă o călătorie prin regatul Portugaliei, măcar o dată pe an, ca o îndatorire de serviciu. Iată-ne și la Azambuja, așezare mică, dar nu și tristă, cu vădite semne de trai bun, cu case curate și înfățișare confortabilă. Este prima localitate ce pare să ne indice că ne aflăm pe malurile roditoare ale Nilului portughez. Dăm fuga să ne oprim camere în elegantul stabiliment care cumulează simultan cele 3 funcții de hotel, restaurant și cafenea din regiune. Dumnezeule sfinte, ce vrăjitoare stă la poartă! Ce hrubă e înăuntru! Îmi pică pana din mână!